unboxing. Salut tuturor, bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Episodul de astăzi vom face un lucru care, sincer, chiar iubesc să fac asta. Îmi place foarte mult să fac unboxing-uri pe acest canal. Azi am primit un coleg de la băieții de la Genesis. Am vorbit cu cei de la Genesis să-mi trimită un mousepad ca să facem un unboxing și un review în același timp. Vreau să le mulțumesc pe această cale și băieților de la Genesis și băieților de la Kiris. Vreau să vă dau acolo un suport foarte, foarte mare din partea voastră la acest videoclip, dacă vreți să mai facem, bineînțeles, unboxing-uri pe canal. Astăzi am primit de la băieții de la Genesis un mousepad Akiris Gravity. Acesta este, s-ar putea să vedeți voi invers, nu este niciun fel de problemă. Acesta este, bă, este super, super mare. Este Akiris Gravity extra large, deci e ăla super, super, super mare. O să vă arăt, nu știu dacă îmi cape în cadru să vă arăt cât de mare este, dar este ok. Hai să facem un unboxing. Trebuie să-i dăm cociul ăsta jos, dați-mi o secundă dacă pot să-l dau cu unghia. Oh, hai că am putut, punem ăsta aici frumos. Așa. Și ăsta, acesta este mousepad-ul. Asta se spune că se scoate de aici. Mamă, eu sunt genul de persoană care place să colecționeze și cutii. Mamă, deci dacă vedeți și am cameră, stoc de cutii. Dacă aveți nevoie de cutii, mă contactați, nu-i problemă. Ia să vedem dacă are română. Mousepad textil cu suprafață de microfibră. Dimensiuni 900x400x4mm, adică are 90 de cm lungime cu 400 de mm lățime, adică 40 de cm și 4 mm grosime. Adică este destul de gros. Sincer, este și destul de greu, adică nu o să vă fugă de pe birou. Deci este un lucru foarte, foarte bun. Așa. Bun, 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 să vedeți și voi acolo. Bun, hai să scoatem. Acesta este mousepad-ul. Aruncăm cutia când mai avem nevoie de ea. Mamă, cât de mare este. Cum naiba vine ăsta? Deci nu știu dacă pot să vi-l arăt pe tot în cadru. Dacă mă dau mai spate, dar dacă stăteam mai normal, nu ca să vi-l arăt în cadru normal. Acesta este mousepad-ul, uitați cât de mare este. Am avut și eu aici. Este super, super mare. Vă arăt acum și cum îl punem pe birou și cum arată mouse-ul și cu tastatura pe acest mousepad. Ha, băieți, vreau să-i mulțumesc nepoțelului meu, ia să se vadă și pe tine aici, băieții. Mi-a arătat că în cutie avem și niște stickere de la Kiris. Avem 1, 2, 3, 4, 5 stickere, bine zrău. Îmi place să am stickere de-astea, deci dacă vedeți ce am păcat la calculator, sunt nebuniți. Hai să punem mouse-ul pe mousepad și tastatura pe mousepad să vedem cum arată. Cam asta este diferența dintre mousepad-ul meu vechi și mouse-ul nou de la Akiris. Deci ca să vedeți cât de mare este acesta față de mousepad-ul meu vechi de la Miria. Hai să punem mouse-ul și tastatura pe mousepad să vedem cum arată. Băiți, și cam ceva de genul arată mousepad-ul nou cu tastatura și cu mouse-ul pe el. Trebuie să dau brațul ăsta de microfon de aici ca să nu intre în cadru. Deci uitați-vă un pic cât de mult loc avem cu mouse-ul. Deci putem să ne facem de cap aici cât vrem și cu tastatura, și dacă mă enervez un pic pot să-mi pun și controllerul aici. Dacă le înghesui un pic, cred că pot să-mi pun și căștile, lejer cred că pot să-mi pun și căștile, dar oricum nu cred că o să le pun, le țin alternate aici de sub bord. Bă, chiar îmi place, chiar îmi place. Vreau să mulțumesc încă o dată băieților de la Genesis și de la Akiris. Este un mousepad foarte, foarte bun. Sunt foarte, foarte entuziasmat, chiar îmi place. Vreau să le mulțumesc încă o dată băieților de la Akiris și celor de la Genesis România. O să le las pagina celor de la Genesis România în descriere. Cam acesta a fost vlogul.